Salut! Mi-a scris azi cineva că e foarte dezamăgit de mine, că de ce mă iau de oamenii, de o femeie, că alți oameni nu erau, de o femeie care vindea pe stradă ghiocei. Ok, dar omul acela zicea că, Doamne ferește, mă mai respect, de mult, necondiționat. Și acum, hop, s-a constatat că pentru filmarea cu ghiocei, omul e foarte deranjat și dezamăgit. Ultima vreme aud des că sunt dezamăgit de tine, că sunt dezamăgiți de mine sau dezamăgite. Pe diverse motive. Foarte tare au fost dezamăgiți în ajunul alegerilor când am luat apărarea găgăuzului, celui care vorbea rusește cu polițaiul. Și am explicat că așa prevede legea și polițaiul e funcționar public, vrem, nu vrem, legea trebuie respectată și una pentru toți. După care foarte dezamăgiți au fost când au aflat că candidez pe aceeași circunscripție cu Maia Sandu. Nu interesa pe nimeni că Maia Sandu a candidat pe circunscripție cu mine, că i-au anunțat peste o săptămână candidatura, când eu deja strânsesem 200 de semnături, jumătate din numărul necesar. Sau, iată, săptămâna trecută, foarte dezamăgiți erau unii că m-au votat pe mine la circunscripție, iar pe circunscripția națională, pe lista de partide, au votat mișcarea antimafie. Dar eu cum îndrăznesc? Am mutat amnesam să încep a critica mișcarea lor sfântă și mai ales pe guru Sergiu Mocanu. Dar eu nu numai pe Sergiu Mocanu l-am criticat acolo și nu numai atunci, am criticat întreaga mișcare antimafie, care acum am surprins-o prima dată într-o singură poză. Erau toți trei liderii mișcării antimafie, Sergiu Mocanu cu Daniela Bodrog și cu Vitalie Colin, și cam ăștia sunt. Și ziceam, o, în sfârșit i-am prins într-un cadru, Coșcogea Mișcarea Antimafie, care dă sfaturi, și taman atunci pentru asta au apărut ei toți trei în cadru în parc, dădeau sfaturi unui bloc oarecare din două partide. Și nu e așa, e bună comparație. Trei oameni mari dintr-o mișcare dau sfaturi unui bloc oarecare din două partide. Care două partide n-au luat majoritate, au luat doar 26 de mandate în Parlament, iar mișcarea a luat 0,61%. Și unii dintre apărătorii lor ceau, e, dar tu cât ai luat? Eu nici nu știu cât am luat pe circunscripția mea. Pentru că eu n-am avut șansa. Legea nu-mi permite să candidez pe circunscripția lor, acea națională, care acum e numai pentru partide. Ei știu cât au luat, 8.000 de voturi. Eu data trecută în 14 am luat 14.000 de voturi. Acum, fiind o singură circunscripție mică, probabil am luat mai puțin de 2.000 de voturi. Deci mult mai puțin decât ei, dar n-am concurat în condiții egale. Ei bine, iată, i-am dezamăgit și pe ăștia. Pe voi cu ce v-am dezamăgit? Sau ce faceți cu oamenii pe care îi dezamăgiți? Am deschis accesul în discuție cu mine. Cine vrea să intre în dialog cu Brega, e bine să țină telefonul în poziție orizontală, să accepte rotirea automată a ecranului și în partea de jos a ecranului o să vadă un buton verde, pe acolo, pe lângă smiley-uri, butonul verde de acces în dialog cu Brega. În felul ăsta, în live, putem vorbi doar doi oameni, eu și cu oaspetele meu, care poate fi și oaspete, mă bucur. Cam des în războiul ăsta al dezamăgirilor am auzit voci feminine dezamăgite, dar, dragile mele, de ce ați avut așteptări altele decât promiteam eu? Că mari promisiuni n-am făcut, ați văzut, eram cu buget zero, candidam independent, nu aveam decât posibilitatea să fiu singur împotriva tuturor sau în opoziție, în guvernare. Acum, vedeți, ei sunt 26 și tot au de gând să facă o opoziție activă și dură. Cam astfel de opoziție activă și dură aveam eu de gând să fac singur sau împreună cu ei, dacă reușeam să ajung în Parlament. Dar n-am promis altceva, n-am promis luna de pe cer, n-am promis râuri de lapte cu maluri de cozonac, mai ales că sunt vegan, știu că cozonacul se face cu lapte și cu ou. Cu ce, mă rog, v-am dezamăgit atât de tare? Continui să merg pe bicicletă, n-am făcut averi. E adevărat că n-am deținut și nicio funcție publică, dar cineva m-a întrebat, băi, ai să ajungi în funcții publice, ai să te corupi și tu ca ei? Nu știu, n-am ajuns în funcții publice
N-am avut așa ocazie. Eu promit că nu, că o să fiu consecvent, principial, o să merg la lucru pe bicicletă, o să continui să apăr drepturile omului, drepturile animalelor și drepturile naturii la un mediu sănătos. Dar n-am de unde să știu cum te corupe puterea. Dați-mi ocazia să ajung într-o funcție publică oricare. O să fie degrabă alegerile locale. Am de gând să candidez de noi. De nou, se pare că alegerile anticipate nu vor fi, pentru că Plahotniuc deja și-a luat guvernul în mâini și caloșe în cap. S-a dus la Curtea Constituțională, de unde fac parte ceracii lui, nepotul lui Voroni, nănașa lui Plahotniuc și marioneta Poale Lungi și mai sunt câțiva tot subordonați lui și le-au cerut voie ca să guverneze țara cu guvernul. Că s-ar putea să avem criză și parlament de grabă nu o să avem, majoritate parlamentară nu și dați-ne voie să conducem cu guvernul ăsta votat acum 3 ani, noaptea ca hoții, cu sprijinul lui Ghimpu și cine l-a mai votat acolo. Deci, cum v-am zis, el are de gând să facă rege nabab pe viață și eventual să moștenească poziția asta pentru fiul lui care acum se chinuie săracul cu mașină doar de 1 milion în Elveția. Văd că nu prea vrea nimeni să intre cu mine live în direct pe Facebook, de pe telefonul mobil, că de pe computer nu puteți să intrați cu mine în direct. Și de aceea probabil o să intru de pe computer pentru că am ecranul mai mare și o să vă citesc comentariile cu speranța că aveți acolo întrebări. Că dacă nu sunt întrebări și sunt doar comentarii de comentat, tot e bine. Dar dacă începeți să vă certați între voi acolo și să vă exprimați nedumerirea sau cum mai sunt pe acolo, dezamăgirea unii de alții comentatorii și nu mă băgați pe mine în seamă, nu mai sunt candidat acum, dar tot parcă aș vrea în live-ul meu să vorbiți cu mine sau măcar despre mine. Atenție, Oleg Bregă, ești căutat de mafia siciliană, zice Alexandros Matusoiu. Sigur nu mă caută și mafia grecească? Alexandros. Și mafia grecească trebuie să mă caute. Laudele și saluturile simple nu o să le citesc. De unde știi că îl caută mafia? Cum v-am zis, oamenii discută între ei. Cer scuze că întreb, dar n-a intrat în Parlament? Nu, Vadim Turtă, n-am intrat în Parlament și nici nu prea mai aveam șanse de când pe 2 ianuarie a anunțat Maia Sandu că va candida pe aceeași circumscripție cu mine. Deci cu Maia Sandu, vă dați seama, idolul opoziției, politiciană, lideră de partid și de bloc electoral, nu aveam cum să concurez. Eu cu buget zero, un neică nimeni, un candidat care uneori nici nu a apucat să se cheptene. Deci nu, n-am ajuns în Parlament. Era un singur mandat pe circumscripția 50 și pe acela l-a revenit Maia Sandu cu gând că o să obțină mult mai multe mandate, nu doar unul. Și iată că se pare că a obținut doar unul, pe care oricum îl avea asigurat oricine candidat din partea blocului avea șansa să câștige aici mandatul și n-a vrut să candideze undeva în țară, unde poate contribuția ei ar fi fost necesară. Cineva s-a hotărât să intre cu mine în direct, nu are curaj să-și arate imaginea. Nu sunt sigur că mai merge acest video. Îmi arată că 153 de oameni se mai uită la mine, dar mă tem că
Va trebui să fac video din nou. Ba, cred că s-a restabilit. Bun. Dar mă întorc să citesc comentarii de pe net, după care poate o să reușească omul care a intrat atunci când s-a rupt legătura să revină cu mine în direct. Aveți butonul verde jos pe ecranul telefonului în poziție orizontală. Îmi pare rău pentru... E drept că Maia Sandu cu Andrei Năstase s-au dat de partea socialiștilor. Încă nu s-a dat nimeni de partea nimănui, încă nu s-au validat mandatele, deci alegerile încă nu au fost recunoscute și nu știm cine de partea cui se dă sau se va da. Criticăm și noi că cei omenește să critici, să evoluezi după critică. De acord, Nelu sau cum te cheamă, și eu critic și de asta accept să fiu criticat și rog să fie acceptată critica mea când mă adresez, când îl critic, de exemplu, pe Sergiu Mocanu sau mișcarea lor din trei oameni. Nu știu ce rezultat Peter John a obținut. E un rezultat foarte slab, mai slab decât m-am așteptat. Nu sunt nici în primii trei pe circumscripția noastră, dar oricum era condamnată să câștige Maia Sandu. Au pus mafia siciliană. Asta e gluma ce azi în incidentul acela cu poliția și cu ghiocei am acceptat să fiu martor și chiar am semnat în procesul verbal. Polițistul a propus să-i fie aplicată amenda de 1.500 de lei, ci că amenda minimă în astfel de contravenții, dar regula prevede că agent constatator trebuie să fie inspecția ecologică și deci acest proces verbal va fi trimis la inspecția ecologică, după care poate voi fi chemat și eu ca martor și ea ca contravenientă în instanța de judecată. Observ că oamenii îmi cer să intre cu mine în dialog, dar nu reușesc. Probabil e de la problema tehnică de atunci și acum am de ales ori opresc și fac transmisiunea asta din nou, ori continuăm să comunicăm doar pe chat și altă dată voi fi prevăzător că se pare că am înțeles care a fost greșeala. Ce ai învățat din această experiență, Oleg Dolganiuc? Multe am învățat, dar nu pot să zic acum ce anume mi se pare important. Să nu mai aștept, de exemplu, răspuns pozitiv de la blocul acum. Pentru că le-am scris cerere în noiembrie și nici în decembrie nu aveam răspuns și de aceea am candidat independent. Pe de altă parte, totuși, poate merita să aștept să văd unde candidează Maia Sandu cu Andrei Năstase ca să nu candidez pe aceeași circumscripție cu ei. Că în vară eu am anunțat că mă interesează circumscripția 33 și 50 și fix acolo a candidat și Andrei Năstase și Maia Sandu. De parcă intenționat au vrut să-mi anuleze șansele. De unde știi că îl caut așa? Se pare că nu reușiți să intrați cu mine în dialog și dacă vreți vă întreb acum. Să continuăm în felul ăsta, să vă citesc comentariile sau să opresc și să pornesc din nou live-ul ca să intrați cu mine în dialog. Uneori se întâmplă să intre până la 10 oameni în dialog. În seara asta poate o să fie chiar mai mulți. Dar iată, tehnica acum nu e posibil pentru că a fost întreruperea aceea de mai devreme când nu m-ați văzut deloc sau foarte prost. Cât de tare aș dori, dar nu pot să te critic. Trebuie să te străduiești mai tare. Ba da, cred că sunt multe chestii pentru care pot fi criticat, dar de ce se arată unii și mai ales unele dezamăgiți, asta mă nedumerește. Ce așa așteptări mari ați avut de la mine și v-am dezamăgit?
Vino în Brașov, România, e sigur, nu te caută nimeni, zice Robert Daniel Ionescu, dar nu știu dacă îmi spune mie. Eu am mai fost pe la Brașov și o să mai vin, dar nu de frică că m-ar căuta cineva, prea puțin mă sperie. Oleg, dacă tot știu toți că Plaha e tartorul mafiei, de ce nu îl închid? Pentru că el, tartorul mafiei fiind, controlează anume organele de drept care închid mafioți. Deci n-are cine să-l închidă. Cineva tot acum, mai ieri, îmi reproșa, sau chiar azi acum cu ghiocei, du-te și te ia de mafioți cei mari. Păi, eu n-am nicio funcție, mă iau de oameni de rând ca mine, eu sunt om de rând. Când o să-mi dați vreo funcție, ministru de interne, șef la CNA sau măcar procuror, ceva, n-am studii juridice, dar să admitem. Când o să am o astfel de funcție, atunci să-mi cereți să fac altceva. Dacă cetățeni de rând, mă iau de oameni de rând. Și dacă l-am văzut mai ieri pe Țuțu sau pe Borset, că i-am văzut în magazin de bijuterii, i-am filmat, nu m-am temut de ei. Dar nu pot să mă iau de ei tot timpul, că ei sunt cu bodyguards, ei sunt acolo în Parlament, unde nu am acreditare, unde nu pot intra. Dar pe stradă, iată, vă văd pe voi, braconieri, tot felul de alți încălcători de lege. Și ăștia, și voi la fel de important sunteți. Sau femeia asta care vindea ghiocei și care nu moare de foame, că cineva sugera mai devreme în comentarii că ea poate moare de foame. Nu mai moare de foame, avea o căciulă de blană, suporta de o aroganță și de o nesimțire suverană. Nu mai moare de foame. Și avea autorizație de la pretura centru să vândă mărțișoare și plante și avea bețe de cele cu muguri, cu tot felul de muguri. Acele plante poate nu sunt protejate și are voie să le vândă și flori, dar nu plantele rare protejate de stat, incluse în Cartea Roșie. Și replica mea a fost că ea mi-a trimis, du-te și prinde, du-te și caută miliardul. Zic, băi, miliardul celălalt l-ați furat voi, 1 milion de moldoveni care furați câte 1000 de lei sau câte 100 de lei. Iată așa dispare miliardul. Nu numai neapărat că Plahotniuc sau Șor sau Filat a furat toată suma grămadă. Miliardul poate să dispară așa, fiecare ciugulește cât poate. Văd că oameni importanți și interesanți se uită la mine, dar deocamdată va fi un monolog, pentru că tehnic văd că nu e posibil să intre alții cu mine în dialog. Și nu văd încă niciun comentariu ca cineva să zică hai să ieșim și să mai intrăm o dată ca să putem participa și noi. Așa că puneți întrebările în scris și în seara asta o să fim fără interacțiune. Eugen Petraru vrea totuși să verifice. Nu, Eugen, eu nu văd butonul ca să vă adaug pe voi în dialog. Eventual, dacă văd că ai încercat să intri cu mine, pot să apăs pe buton, dar nu te văd. Nu te văd ca fiind disponibil. Eventual îl văd doar pe Valeriu Gușan, dar nu sunt sigur că el vrea să intre cu mine în dialog. Să văd dacă pot să vă invit eu pe cineva. Așa buton văd că încă am. Mai ar trebui să-i ofere lui Oleg o funcție sau un post bine pus. Da, uite, Valeriu reușește să... Eu am trimis invitația vreo 15 minute în urmă și pe urmă strâns singur. Și cu gândul că n-a să pot intra, dar văd că... Pentru că te-am invitat eu. Deci dacă apari pe listă ca disponibil și te invit, eu pot să intre. Dar nu mi-apare lista aceea verde cu oamenii în așteptare care au solicitat ei să intre. Deci e o problemă tehnică. Numai tu poți să-i inviți. Numai eu, dacă invit, poate să participe omul. Atunci oamenii poate să scrie în comentarii, invită-mă și tu deja... Sau un mesaj privat să-mi trimită și atunci o să-l văd mesajul privat, că vreau eu să vorbesc și atunci îl caut în listă dacă e disponibil. Dar să nu-mi scrie cei care stau pe computer, numai cei de pe telefon care pot fi invitați. Bine, eu tot, fiindcă am intrat să... Eventual, dacă să ai bloc alegeri anticipate sau locale, îi colaborezi, îi discuți cu cei de la acum... Sau totuși să încerci cumva un parteneriat cu alte eventuale partide care ne compromis încă? Sau încă nu știi? Încă nu știu. Încă nu știu, pentru că sunt alte condiții deja la locale decât la parlamentare. Dar la parlamentare încă mai speri să mai colaborezi cu acum? Dacă nu vor fi alegerile normale de peste 4 ani ordinare, când va fi altă configurație, când ei vor reuși să se manifeste în opoziție sau la guvernare, dacă vor fi anticipate sau ceva, încă da, par încă inocenți, imaculați și încă mă interesează o colaborare cu ei, dar altfel, mai transparent
și mai interactiv, nu așa scrii ca la zidul plângerii bilețel și aștept și nu vine nimic și după aceea zice, aia înseamnă că nu m-a băgat Dumnezeu în seamă. Nu, așa ca relația asta cu Dumnezeu la biserică, mă duc și mă rog la Dumnezeu și poate m-a auzit, nu. Ori interacționăm, ori ne ignorăm și concurăm. Și nu știu dacă ai văzut filmul ăsta viral azi, care își de la un om la piața centrală și dintr-o urnă de gunoi rodea un os de carne crudă chiar. L-am văzut, dar n-am vrut să-l difuzez, pentru că mi-e milă de săracul om și identitatea lui ar trebui protejată, pentru că e victima excelentă. El e de jos, jos. În schimb, am văzut azi o caricatură și în care un părinte îi zice la un copil, arătându-i la un vagabond din ăsta, dacă n-ai să înveți, ai să ajungi ca el. Și vagabondul celălalt zice, dacă eu am învățat, eu sunt doctor în știință. Deci cam așa e soarta. E bine. Încearcă, dar atunci să înveți oameni. Seară bună. Mersi, mersi, ceau. Deci numai așa putem interacționa. Dacă scrieți un mesaj privat sau cumva clar în comentarii că vreți să vă invit, Robert Daniel Ionescu vrea să intre două minute să văd dacă îl văd în listă. Nu, nu-l văd pe Robert Daniel Ionescu în listă și nu pot să-l invit. Trebuie să fiți de pe telefonul mobil. Nu știu cum. Deci probabil nici așa nu o să meargă treaba. Pe Valeriu l-am văzut în listă pentru că el foarte des interacționează cu mine și poate Facebook de asta l-a introdus. Pe Robert nu-l văd în listă deocamdată. Poate mai încolo să mai încerc. Poate are haz să oprim și să mai intrăm o dată, că 125 de oameni se poate repede să mă găsească. E pe profilul meu de Facebook, e cunoscut. Am 23.000 de abonați, 5.000 de friends. Primesc oamenii imediat notificare că iată, Breg a intrat din nou în direct. Există zvonuri credibile cum că Dodon o să fie asasinat cât de curând. Și cine ar avea interes și ce ar rezolva chestia asta? Ce ar obține ei cu asasinarea lui Dodon? Oricum nu Dodon decide ce să facă Partidul Socialiștilor. Plahotniuc decide, pentru că Plahotniuc controlează totul, numai că el nu știe dacă vrea să se asocieze cu imaginea de filorusă și de extremistă a socialiștilor sau vrea încă să mai păstreze aparențele și să pretindă că e pro-european și pro-România. El încă nu știe cât de tare vrea să-și schimbe vectorul. Sau poate știe și noi încă n-am aflat. Ce faci? Vorbim live sau Ciocărlan Claudiu Marius vrea să intre, dar nu l-am văzut nici pe el în listă. Nu, nu te văd, Ciocărlane, nici pe tine. Cred că o să mă convinge. Dacă mai văd pe unul care vrea să vorbească cu mine, nu ai dezamăgit cel puțin pe mine. Vlad Buzu zice că nu l-am dezamăgit. Dacă omul are puține așteptări, nici dezamăgiri nu prea are. O persoană ca tine trebuie să stea în rândurile guvernării. Le mai spui lucrurilor pe nume. Bravo. Igor Țibrigan, am vrut să zic și ție azi ceva pe nume când am văzut că ai difuzat o porcărie. Dar dacă îmi dai voie, o să mă uit pe profilul tău și o să-ți arăt ce mi s-a părut că e o porcărie. Acum nu mi-amintesc. Atenție, există zvonuri credibile. Asta am citit eu, aberații. Pe mine mai de mult, nu recent. Zice Iurie Ciobanu, probabil l-am dezamăgit pe el mai de mult. Deci îți trece. Înseamnă că nu e fatală chestia cu dezamăgirea. Credeam că gata, Războ de Device Familia sau cum se cheamă. Întrerupe și hai să ieșim să mai intrăm, zice Marius Ciocărlan. Hai așa să facem. Oleg Bregă, ești căutat. Băi, dar ce au? De unde s-au luat ăștia cu atâtea comentarii că mă caută Nuțu Cămătaru? Ce treabă am eu cu mafia românească? Cu cămătarii mai ales. Oleg, demonstrez la toți că omul onest nu reușește în Republica Moldova, mai ales în politică. Fugi de aici, Lucian. Cum nu reușește? Ia uite, mi-am dublat veniturile de pe YouTube cu candidatura asta. Am început să o duc mai bine, să am impact mai mare, plus 2000 de abonați pe canal. Impactul meu crește și sunt aproape sigur că scorul meu electoral a crescut. De ce înseamnă să reușești? Să reușești așa, dintr-o dată, tam, nisam, ai făcut prima candidatură și dintr-o dată ai intrat în orice funcție ți-ai dorit. O să intru în Consiliul Municipal, o să iau vreo primărie.
Dacă nu de data asta, data viitoare, mai am timp. Am avea 45 de ani. Până la alegeri spuneai că hoți sunt Șor, Dodon, Plahotniuc. Acum spui că și noi cetățenii tot furăm. Curajul tău s-a transformat în frică, părerea mea. Doamna Maria Fâdă din Israel, eu tot timpul am spus că noi suntem complici la fără de legile pe care le fac mafioții. Eu nici acum nu neg că Șor, Dodon, Plahotniuc sunt hoți, dar ei n-ar fi posibil, ei n-ar ajunge în funcție dacă nu am fi noi, cetățenii, toleranți la fapte din astea, dacă n-am fi și noi dispuși să dăm un ban, să apelăm la cumătru, să facem din ochi, să facem o favoare sau, văzând așa ceva, să tolerăm sau de frică să nu ne adresăm organelor cu denunță. Eu de mulți ani spun chestia asta și mă mir că dumneavoastră nu m-ați auzit. Și asta îmi pare curaj să le spui oamenilor că e și vina voastră, nu e doar a celor, a străinilor sau a hoților, a mafioților. La capitolul învățăminte, cred că data viitoare va trebui să te coalizezi cu cineva ca să fie auzit mai bine și să ai mai multe șanse să-ți aplici ideile, să poți fi mai eficient, să nu-ți irosești forțele ca Don Quixote. E la Caraman. Am încercat și chiar de data asta să coalizez. Și data trecută când am candidat la primărie, n-am reușit să adun decât mie de semnături, dar îmi trebuiau 10.000 de semnături să candidez la primăria capitalei și am apelat la un partid și am făcut coaliție cu un partid ca să pot participa la campanie. Și acum am încercat să colaborez cu un bloc de partide care a zis că e deschis și pentru societatea civilă. Și până în ziua când a început colectarea de semnături, n-am primit niciun răspuns, am început să strâng semnături. Pe data de 2 ianuarie am aflat de la televizor că deja au pe toate circumscripțiile alte candidaturi decât mine și că pe circumscripția mea candidează Maia Sandu și abia încă 2 zile după aceea am primit un răspuns formal, e-mail. Noi ne-am gândit și am constatat că nu putem colabora cu tine. Cum băi, în ziua când deja nu mai poți să schimbi nimic, abia atunci îmi spui chestia asta. Ce fel de colaborare e asta? Cu cine să colaborez? Bine, dacă acceptam să merg, de exemplu, cu PNL, aceia cu brațele deschise mă primeau. Sau poate dacă mergeam cu unioniștii, și aceia mă chemau și mă propuneau. Dar n-am vrut chiar cu oricine să candidez. Am vrut să colaborez cu ăștia serioși. Dar a cazat la că nici ăștia nu sunt serioși. Ai încredere în da și pas de dorești să candidezi cu ei? Aveam și încă mai am o leacă, un dram de încredere sau cel puțin speranță. O leg la capitolul învățăminte, cred că am citit asta. Am votat pentru tine, hai să încercăm o discuție 2 minute. Oleg Dolganiuc, dacă nu te văd nici pe tine pe listă de disponibili, atunci o să ies și încercați să intrați cu mine în dialog în live-ul următor, da? Deci în jumătate de minut fac alt live. Oameni buni, multă lume vrea să vorbească cu mine în direct și nu reușește. De aceea sunt nevoit să închid acest live și să pornesc altul. Tot aici, tot pe profilul meu, Oleg Brega. Vă rog să reveniți dincolo. După cum am spus, nici 30 de secunde n-au trecut și m-am întors cu alt live. Sper că măcar aici o să poată lumea interacționa cu mine. Am deschis abia acum butonul verde pentru participare în discuție. Cine vrea să discute cu mine, să găsească în partea de jos a ecranului cu telefonul în poziție orizontală, dar numai de pe telefonul mobil, nu de pe computer, nu de pe laptop, să găsească butonul verde, 2 omuleți alături. Asta e pictograma care înseamnă posibilitatea de a intra în dialog cu o persoană care se află în live. Mâine sau poi mâine seară se pare că o să am un dialog cu un tânăr din România care vrea să-mi facă un test politic, să vadă de ce orientare politică sunt. Am făcut un astfel de text, a reieșit că aș avea opinii, opțiuni politice liberale, dar atunci candidam la primăria capitalei și eram singurul candidat liberal din vreo 15, iar cel care se pretindea liberal, Dorin Chertoacă, apărea
drept conservator, se pare, dacă mi-amintesc bine, rezultatele acelui test electoral. Iată, deja primul doritor de a vorbi cu mine, cu tricolorul în frunte, îl salutăm. Salut, Oleg! Salut! Bună! Uite ce vreau, vreau să intru două minute, te urmăresc pe Facebook, pe ăsta, pe YouTube și îți din Brașov, România. Vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci, știi? Pentru că ceea ce faci tu este foarte ok, știi? Mi-ar plăcea ca mulți oameni de aici din România să facă chestii pe care asemănătoare cu ceea ce faci tu, știi? Numai că, din păi păcate, le fac deja foarte mulți. Inclusiv câțiva publică la noi pe Curaj, de exemplu, Harry Gian, acum l-a convins pe un alt tânăr activist, parcă îl cheamă Nițu, Robert Gabriel, și s-a acolo, în Valea Prahovei, în județul Buzău. Deci ia, mulți se contaminează și facem treabă bună. Hai și dumneata! Ar fi bine să se contamineze cât mai mult, știi că asta e o atitudine pozitivă și e foarte ok chestia asta pe care o faci tu și pe care o fac și pe alții care te apreciază pe tine. Și de asta am intrat să spun că nu, ok. Noi am numit site-ul nostru Curaj, dar considerăm noi, echipa de la Hyde Park, de la Curaj TV, considerăm că asta e o formă de normalitate, cam așa trebuie să implice cetățeanul într-o societate democratică, civilizată, europeană. Activ, cunoscând legile, cerând socoteală, filmând, documentând, țipând în gura mare, făcând protest, mergând în judecată. Așa trebuie să se implice, dacă nu fiecare, măcar al doilea cetățean. Așa e. Așa e. Mulțumesc. Oricum, te aștept pe la Brașov. Când vii pe aici prin zonă, ne vedem. Ne-am înțeles. Ești un om deosebit. Mulțumesc. Hai că acum ies să mai las și pe alții și îți doresc o seară frumoasă și succes în tot ceea ce faci. Mulțumim, fain, noroc. Noroc. Iată, un candidat pentru Parlamentul Republicii Moldova, dar mi-am făcut mai mulți simpatizanți în Românica, ca să zic așa. Azi, ca niciodată, am văzut că site-ul Curaj TV, e adevărat, doar până la amiază, avea vizitatori mai mulți din România decât din Republica Moldova. Niciodată n-am văzut așa ceva și am reușit, de 2 ani plecat în România și filmez des, insistent în România, și n-am reușit performanța asta. E adevărat că s-a dublat numărul de vizitatori pe canalul meu de YouTube, dar site-ul, blogul Curaj TV, niciodată nu l-am surprins, măcar jumătate de zi ca azi, să aibă mai mulți spectatori din România. Și azi, iată, fiind aici la Chișinău, am reușit această performanță cu un video foarte bun al celor doi, Harry Gian cu Robert Nițu, la o primărie unde l-au prins în flagrant pe viceprimar, că e la business-ul lui de cherestea, de scânduri, de bârne și nu la primărie, în ore de lucru de viceprimar. Și iată, acest video a adus mult trafic azi pe Curaj, pe Curaj TV, pe blogul nostru al Asociației Hyde Park și foarte mult a fost din România. Asta ne bucură, în sfârșit, cam asta ne-am dorit și asta speram să se întâmple când am migrat. Să zic așa, m-am intern deplasat de la Chișinău la București. Cine vrea să participe cu mine în dialog, apăsați butonul verde din partea de jos al ecranului telefonului, dar vă rog, țineți telefonul în poziție orizontală și acceptați rotirea automată a ecranului, pentru că iată câțiva deja au încercat să intre cu mine în dialog, dar n-au reușit pentru că sunt în poziție verticală, cel mai probabil am identificat noi că asta ar fi problema. Iată și Oleg Dolganiuc acolo și o să încerce, dar deocamdată îi dăm voie să-și încerce norocul cineva care a cerut mai devreme să adere în transmisiune, să participe. O, și consăteanul meu Eugen Petraru vrea. Deci e coada lungă. Cine nu reușește, pierde. Popa Ionel, gata, ți-am dat două șanse, încercăm cu Andrei Libelulă, după care Oleg Dolganiuc. Brega the Dark Knight. Knight, dacă mi-am amintesc, că e un fel de cavalier din ăsta sau haiduc. Știi că e dark. Dar eu tocmai mă sunt prea cald și acuși când o să vorbesc cu cineva o să scot haina asta că e prea caldă și o să rămân în tricoul meu luminos cu inscripțiunea România pe el. Chiar dacă încă sunt la Chișinău. Mai stau până duminică. Vreau să merg și la Pepeni
la mine în sat și la microfonul liber în parc. Sunt, i-au rămas bun de la cei care m-au ajutat foarte mult în această campanie electorală cu muncă voluntară. N-a reușit să intre băiatul celălalt, să vedem Oleg Dolganiuc dacă poate, după care Andrei Libelulă n-a reușit odată și încearcă a doua oară. Dar sper că încearcă pe orizontală. Alo! Alo, salut! Noroc! Deci nu știu, nici nu vine să cred, eu sunt direct, da? Uh-huh. Poți spune o întrebare sau pur și simplu discutăm? Cum vrei. Dacă ai vreo curiozitate, pune întrebare. Dacă nu, comentează ce am zis eu până acum. Oare de ce sunt atât de dezamăgeți unii de mine? Ce așteptau? Nu știu. Eu cred că lumea trebuie să se uite mai mult la dânși. Pentru că la noi, pe noi ne conduc, știi cum se spune, că politicienii sunt reflecția societății, într-un fel. Ei ne reflectă pe noi. Asta suntem noi. Din păcate, trebuie să ne uităm la noi întreucă și să vedem și putem să schimbăm noi ca să fie mai bine pe viitor. Deocamdată, situația pare foarte tristă în Moldova și îmi pare rău, așa, și urmăresc cât pot și tu faci o treabă bună. Eu te urmăresc de mult și chiar am votat pentru tine din Londra, dar știam că n-ai nicio șansă și, mă rog, Doamne ajute, cum ar veni. Mulțumim. Și da, salutări pentru toți de România. Eu tot sunt student din România, Pitești, para sempre. Și... am și eu o verișoară care a învățat la Pitești. Da, eu am România în suflet, chiar dacă mă cheamă Oleg Dolganiuc, nu zic că ești rusul, nu știu chiar rus, dar ești, na. Ești rudă cu cel, cu Dolganiuc, politicianul, fostul vicepremier? Îl cunosc, nu suntem rude, îl cunosc așa. Mm-hmm. Și noi suntem vreo 207, vreo 280 de brega suntem în Moldova, deci nu... Chiar da, eu chiar am fost surprins, că Dolganiuc nu prea sunt mult, dar na, tatăl a avut 9 frați, așa că acolo posibil, na. Și mă rog. Asta e situația, da. Da. Unire, și spun, eu aș vrea să fie unire, asta aș vedea o soluție, dar nu cred că se întâmplă, pentru la cum și situația acum în Moldova, e greu să te gândești la tâmpenia asta, e prea departe în viitor. Nu, dar s-ar putea să vrea să-și dreagă ratingul politic electoral și Dragnea și Plahotniuc și peste vreo 5 ani chiar să facă unire. Dar tare o să mă doară unirea asta cu... biserici hrăpărețe cu mafii la guvernare și o să fie unire de două mizerii, de două state capturate într-un singur... Asta e și tot chestia, că și România e la răscruci. Într-un sigur mafiostan. A pus și noi suntem la răscruci și România e la răscruci și e nevoie de o schimbare, adică o conștiință națională de asta care se trezească și lumea să fie mai altfel. Adică ei să ajungă la concluzia asta singuri. Și să vedem cât timp e nevoie pentru chestia asta, pentru că acum nu sunt șanse. Lumea e preocupată de altceva. E prea mare haosul. Ok. Și... mă tem da. Că lumea e preocupată de supraviețuire fizică. L-ai văzut pe acela mânca oase la gunoi, știi? Și alții se mulțumeau cu 400 de lei să voteze pentru oricine sau alții se mulțumeau cu toșoncă și grecică. Eu, din păcate, n-am văzut, eu nu prea mă urmăresc Moldova, m-am deconectat, m-am pus aici în Londra și câteodată uiți că realitatea păi e uite foarte și, drastică. Uite și la Londra, uite cum s-a votat în circumscripția 50, circumscripția Europei, a populației cele mai revoluționare. Un candidat a luat mai mult de 80% din voturi, ca în Belarus și ca în Federația Rusă, următorul candidat e al socialiștilor și a treia candidată clasată e a mafiei de la guvernare, a PD-ului. Deci... cum reușesc ei să obțină voturile astea? Asta e întrebarea. Mie tot îl vorbesc pe Plahotniuc, dar el nu e prost, Plahotniuc este, el chiar îl duce capul, așa să te gândești. Faci și fintează sistemul, el e cu un pas înaintea sistemului. Știi, în primul rând, sau are oameni care cunosc cum funcționează tot sistemul ăsta nostru, dar tot timpul el reușește să facă, nu știu, să se înteze parcă. Mie totuși nu-mi ies, lumea am văzut că e obsedată de ora de la care a votat el și ziceau că a votat în ajun, că apare data de 23, mie nu-mi ies din cap totuși alte două videouri de ale lui Plahotniuc. De la clubul de la Nisporeni, unde strângeau semnături pentru el persoane neautorizate, și care semnau, scriau datele în listele de subscripție în locul oamenilor care își dădeau semnătura, două aspecte care trebuiau să invalideze candidatura lui Plahotniuc și se vede din videourile lui și nimeni nu a reușit să demonstreze că asta e ilegal și să-l descalifice. Și al doilea video de la el de acasă în ultimele zile de campanie cu surorile pe alături și mama lui în capul mesei și măsa îl întreabă, tu și ești am văzut și-o ceva.
Și măsa m-a zdrobit. Măsa se pare că înțelege că a crescut un monstru. Și zice, tu ești om important. Mamă, stai! Nu sunt important, stai important. Și, da, bă, ești capul mafiei din Moldova. She is the godfather. E pupul mâna al mamsa. Și e, de fapt, și că nu știi, dar mamsa știe foarte bine. Știi, fior, mama cunoaște cel mai bine băietul. Și știi și are la... o fața forței o lăsat. Nu cred. Na, mă tem, la nu, că mă asta tem că ea... Nu vrea să-și lasă amprenta. Ideea e cât a-ți conducă. Sper să nu vrea să devină rege. Da, el multe și poate să-și dorească. El multe și poate să dorească. Am înțeles că el e foarte ambițios, așa, de natură. Da. Da, e vicepreședinte al Internaționalei Socialiste. E șeful lui Dragnea la Internaționala Socialistă, dacă vrei să știi. El, că am înțeles că e influențat de Rockefeller, a citit el foarte mult pe chestia de Rockefeller. Cine știe și idei de filantropi are el? Poate el și bani are. Da. Ce faci cu dânsi? Mă rog, Moldova e un stat interesant în Europa și avem și noi rolul nostru. Să vedem unii ne integrăm. Dar în Europa. E experiment Rusia. Social, da. Da. Că în Rusia cultural. Nu avem noi treabă, dar lumea vrea acolo dintr-o. Lasă-i să ducă ăștia care vor. Nu, puțini au mai rămas care vor acolo. Cei care au fost, au făcut niște bani acolo, au văzut ce mizerie. Ei au plecat cu banii cei în Europa și au văzut că e mai interesant. Cum să voteze ca să fie în Europa și să voteze cu asta? Asta nu înțeleg. Asta e cea mai mare dilemă a moldovanului. Ei bine, socialistul a luat aproape 4%. Mă îngrozește și scorul de 80% al Maiei Sandu. Dar despre asta o să vorbim altă dată. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Cine e următorul? O, consăteanul meu e Gen Petraru, dacă nu s-a plictisit. Nu știu de ce apare la profilul meu, apare doar primul live, al doilea nu știu de ce nu-l văd. Da, Eugen, noroc! Salut! Te-am dezamăgit și eu? M-am râs și eu când ai spus că Moldova este un experiment social. Într-adevăr este... Seamănă cu așa ceva. Vreau să spun, stăm eu azi și mă gândeam la voturile, la sistemul de vot, care în general cum el funcționează și mă gândeam de ce votul este un vot secret. De ce nu s-ar face un vot deschis? Pentru că oricum fiecare nu ascunde pe cine votează. Și dacă s-ar face deschis, lumea s-ar lua răspundere pentru candidații pe care îi votează și era împinge din urmă, ca ei să-și, adică promisiunile să le realizeze. Dar alte idei năstrușnice am auzit în campanie electorală, să facem votul obligator? Ascultă, Oleg, pentru că omul când votează secret, el nu își ia răspundere pentru vot. Majoritatea chiar eu și bani pentru așa vot, înțelegi? Și el hotărăște soarta la unele persoane, poate care nu ar lua bani. Fac multe prostii, adică pe baza la votul secret. Asta eu nu propun așa idee, dar în ce caz eu cred că ar lucra asta cu mult mai bine, sistemul ăsta. Pentru bun, că eu nu, de acord, votez, nu sunt de acord nici cu votul deschis, și nici cu obligația de a merge la vot, și nici cu votul cenzitar sau cu alte restricții. Că adică dacă ai ajuns la 60 de ani să nu mai ai drept de vot, sau dacă n-ai măcar 100 de mii aviere să nu ai drept de vot, sau eu știu, alte restricții din astea. Nu sunt de acord. Eu cred că votul universal pe care l-am obținut acum 100 de ani, cu mari eforturi, și femeile abia recent au început să voteze, și persoanele de culoare abia recent au început să voteze. Asta e un lucru mare și trebuie să-l prețuim. Și e un drept să nu-l facem obligație. Eu am participat în multe, comitete și comisii și am înțeles că e mai bine să existe votul secret, pentru că omul votează mai conform cu conștiința sa decât cu toate privirile țintite asupra lui. Și, cum nu votez? Cum te-ai abținut? Pe mine m-au dat afară din Gender.com pentru că eu mă abțineam sau votam contra. Tu ce ai venit la noi la adunare generală să votezi contra? Păi, dar pentru democrație vouă vă convine să aveți vot unanim la toate chestiunile? Ei bine că se pare că da, își doreau mai bine vot unanim decât unul care să voteze contra sau să se abțină. Deci eu cred că e mai bine cu votul secret.
Da, dar situația din Moldova, care o avem acum, mulți s-au votat socialiștii, dar habar nu au ce socialism, da? Și au luat și bani pentru vot. Și ei să nu duc vedem nicio răspundere. În circunscripțiile cele 47 și 48 s-ar putea să anuleze alegerile, pentru că Olenic și cu celălalt, într-adevăr, au cumpărat, au văzut și OSCE, ai văzut câte misiuni de observare a legilor au spus că s-a cumpărat, s-au vândut acolo voturile și s-ar putea de ochii lumii măcar guvernarea să zică bine, în acele două circunscripții se anulează și se fac alegeri repetate fără acei doi concurenți, de exemplu. Sau alegeri noi. Nu, cred că alegeri noi sau nu știu cum se numesc, sau alegeri repetate sau alegeri noi sau alegeri anticipate, nu contează. Important e că o să facă din nou alegeri pe cele două circumscripții. Dar așteptăm să vedem ce o zică Curtea Constituțională. Da. Mai sper vorbim și despre viața electorală, despre viața politică. Eu am propus să facem și un guvern din umbră, din exil, dar văd că nu prea multă lume rezonează la ideea asta. Mai mulți acum sunt obsedați de coaliția PD-PSRM sau acum cu PSRM ca să dea jos mafia. De parcă mafia nu există peste tot. O să mai vorbim. O să avem ocazie. Acum, noroc, internetul ne permite. Putem vorbi oricând, oriunde, din clozet, din drum, din coșciug. Noroc. Succes. Din mormânt mai greu vorbești, dar din coșciugă încă se poate. Ați văzut în Africa de Sud acolo un pastor l-a înviat pe unul din coșciug. Facem și noi așa o minune. Mă bag în coșciug, pornește live-ul și numai ce vezi brega în vie din coșciug și zice ho, ho, ho. Salut, minune! Oameni. Da, noroc! Vreau să te întreb despre România. Ce părere ai despre Laura Codruța-Kövesi și despre Dragnea? Ce o să-i facă? Ce o să se întâmple? Dacă nu te superi. Eu cred că Codruța o să treacă pe data de 7 martie când o să fie votul în Parlamentul European și o să devină prima procuroră generală a Uniunii Europene, dar are o misiune foarte grea să constituie procuratura UE. Abia. Ea nu există. Până acum încă nu s-a format. Și încă nu se știe ce prerogative o să aibă. Nu o să se bage peste statele suzerane. Deci Dragnea nu o să pățească mare lucru cât timp Codruța vreo 2-3 ani o să se ocupe de constituirea acestei procuraturi. Pentru că există suveranitatea statului și statul român și multe state încă mai pretind să aibă cât mai multe suveranitate. De asta așa a fost Brexit-ul, pentru că Marea Britanie n-a vrut să accepte cotele de migranți. Deci nu o să-i facă mare lucru. Iată, ultima dată se cheamă pe 7 martie, o cheamă la comisia ce e pe Codruța ca să o mai șicaneze, să o mai poarte pe drum. Și după care ea o să obțină mandatul, o să o ducă la Bruxelles și o să fie ocupată. Sau îmi pare că nu la Bruxelles o să fie comisia asta, undeva la Strasbourg, la Luxemburg, nu știu unde o să fie comisia, procuratura asta. Deci ea o să fie ocupată câțiva ani, Dragnea o să-și continue de treaba lui încă mulți ani, până la o revoluție sau până la următoarele alegeri. Cum face și Plahotniuc? El imită modelul Plahotniuc. Da, păi am observat în video. Chiar, au de gând, chiar aveau de gând să suspende președintele pentru 5 minute când acela n-a vrut să numească niște miniștri. Dar se pare că la ei n-a prea mers treaba, că ar fi sărit Europa cu picioarele înainte în sus. Chiar prea de tot ce se întâmplă acum în România și când mai vin în România? Păi duminică seară probabil vin la protest și voi fi la protestele Rezist în piață. Ok, o să aștept videoclipul tale. Mulțumesc. Mulțumesc și succes în continuare. Noroc, numai bine. Mi-a fost greu să îmi dau seama. Băiatul părea cu accent basarabian, dar se pare că trăiește România de mult timp și de ce are și debitul verbal și ritmul vorbirii din Românica. Cine următorul? Andrei Libelula. Vrei să mai încerci odată? Hai, mai încerc odată. Libeula. Ceva de felul ăsta. Scuze dacă ți-am schimonosit numele, dacă e nume adevărat și nu e un pseudonim, dar unii poate să supere că și pseudonimul eu schimb. Nu am fost atent dacă ai răspuns la întrebarea pe care ți-am adresat-o. Radu Cucu, nu știu care a fost întrebarea, dar dacă mă întrebați ce scor am luat, nu știu ce scor am luat. Încă nu s-a publicat. La funcția în stat, nu știu ce întrebare a fost cu funcția în stat. Dar eu am candidat la foarte multe concursuri publice pentru funcții în stat. Și am fost ignorat și luam voturi puține și de aceea mi-am zis să candidez chiar la Parlament. Și iată, a fost a treia campanie electorală în care am participat chiar în buletinul de vot.
de două ori la parlamentare și odată la alegerile locale pentru funcția de consilier municipal în Chișinău și de funcția de primar al Chișinăului. Și tot n-am trecut. Nici la concursuri nu treceam, nici la alegeri nu trec. 20-30 de oameni coleg și s-ar, nu știu ce zice omul acolo și i-a dispărut mesajul. Salut, Oleg, de ce așa puține voturi a luat? Nu știu, pentru că nu m-au votat oamenii. N-am fost convingător. Și pentru că majoritatea, nu știu de ce s-a simțit isterizată, să votez pe Maia Sandu. De parcă nu era evident că Maia Sandu o să câștige oricum. Nu vi rușine acum că Maia Sandu a luat un scor mai mare decât Șor și decât Usată și decât Plahotniuc? Mie mi-ar fi rușine. Scor de Putin, scor de Lukashenko, de Turkmenistan. Și ați avut alternative, încă 12 candidați. Ți-am mai pus întrebarea asta, dar n-am auzit să răspunzi. Că s-a întrerupt. Zici că ghioceii sunt în cartea roșie, protejați de stat, dar dacă la mine o gradă, în grădină, am ghioceii și găinile de acolo i-au mâncat, risc amendă? N-am citit articolul 140 din Codul Contravențional, dar acolo într-adevăr scrie că amendă se dă pentru distrugerea plantelor rare. Deci plantele rare trebuie protejate, că sunt în natură, că sunt la tine în grădină, trebuie protejate. Dacă le scoți la amezat, la vânzare, e clar că le-ai distrus, le-ai condamnat să moară într-o zi, două, sau chiar acolo la tine pe tarabă să moară. Deci pentru asta există pedeapsă. Da, Valeriu, ai revenit. Salut încă o dată, fiindcă am uitat tema asta, încât ieri vreau să vorbesc, cu guvernul în exil. Eu puțin informații dețin despre asemenea practici, mai mult asta a fost din istorie, țin minte, timpul războiului, da? Polonia, de exemplu, avea guvern în alt țară și apoi Franța. La moment, dacă să luăm chiar zilele astea, sunt așa o situație, avem două guverne, cum este în Bolivia, pare-ți, da? Sau Venezuela. Venezuela. Unde Maduro e dictatorul și ăla are un guvern și încearcă, liderul opoziției face cum un fel de alt guvern și armata trece într-o parte, în alta, chestii, un alt. E discutabil. Deci, eu nu închipui cum la Moldova amul la moment să fi posibil să șibă două guverne în momentul în când opoziția, principală a opoziției, vrea să intre în Parlament și ei chiar vor să intre în Parlament. Deci, nu, eu puțin nu înțeleg, Olea, cum asta vezi tu? Eu văd asta ca un proiect civic cu un grup de oameni cu pretenții politice și care se emită idei politice, soluții politice la problemele cu care se confruntă guvernul din țară. Și deci, guvernul zice, în situația cu tare, reducem taxele. Guvernul din exil zice, nu trebuia redus taxele, trebuia făcut asta și asta și asta. În situația cu tare, dăm o lege prin care interzicem propaganda rusească. Guvernul din exil zice, nu trebuia interzisă propaganda rusească, trebuia aplicată legea așa cum este. Soluții, să se ofere soluții politice, declarații. Dar atunci poate de discutat cu grupul Occupy Guguță. Mie mi se pare cam mai potrivit pe șantionul ăsta, pe direcția asta, dacă eu nu greșesc. Și am observat și un proiect ăsta de la TV8, candidat, da? Când încearcă să promoveze alte idei, da? Activiștii civici, care acum e chiar numai s-au încheiat. Și au promis că ei să-i mai promoveze mai departe. Ce mi se pare ok. Cumva cu dânsul doar de discutat chestia asta. Exact. Na, am zis, având în vedere că o treime din populația Moldovei plecată peste hotare și ziceam că e cea mai progresistă parte a societății în exil, guvernul ăsta să fie constituit de oameni din exil, ca alternativă, pentru că iată, în Parlament avem o opoziție deja de acolo, de pe loc, și ai văzut că nu au avut nevoie de oameni din exil. Oamenii din exil să se grupeze și să facă ideile lor, acei din opoziție, din Parlament, vin cu soluțiile lor, cu amendamentele lor, cei din exil să vină cu alte ideile lor. Dar e posibil și un guvern de alternativă împreună cu oamenii din exil, dar să fie un guvern de umbră, din alternativă, al opoziției, parlamentare și extraparlamentare. Sau orice variantă e posibilă. E posibil să rămână și o idee moartă a mea, care va mai trăi o săptămână și va dispărea. Știi că ca început eu acum vedem că eu oricum am planuri să plec și de și mă gândeam cum să lupt cu mafia asta care e la guvernare, că să nu contribui cu banii mei care
eventual îi voi trimite acasă, să nu contribui la instaurarea și menținerea lui mai departe. Deci îți cumpăr ce e necesar la copii, haine, lucruri, telefoane, tot și asta, îți cumpăr acolo unde noi lucrăm, da? Și un îndemn către diaspora, dacă care se uită, îți cumpări tot ce trebuie pentru casă, strimată marfă. Deci cât mai puțin să contribui la economia locală, să nu subsidiezi cu noi remitențele din diaspora, hrănesc guvernul ăsta nostru care nu face nimic. Eventual, se poate de îndemnat oamenii să nu trimată bani acasă, dar să tăie cât mai puțin. Și chiar circulă acum microbuze cu marfă de colete din toată Europa și din Rusia vin continuu, evitând controle vamale. E multă corupție și acolo. Dar oamenii trimit de la panetoane și până la scutere, biciclete, mașini, tot ce vrei vine din Europa, mai ales la mâna a doua. Asta e un fel de opoziție, ca să zic așa. Bine, seara bună, să ne mai gândim. Ideea, Moș Caz, îmi place, cred că a spartit și eu, oricare nu știu cum, dar cred că a spartit și eu. Ne-am înțeles. Poate facem un grup pe Facebook sau un event pe Facebook. Găsim cum o variantă. Da, se poate. Mersi, noroc. Să văd dacă mai e cineva în așteptare, nu. Citesc dar comentarii. Vă doresc mult noroc și mult succes. Eu pornesc programul și plec la drum. Popa Ionel nu știu ce program are, dar s-ar putea să fie cum e Uber sau ceva de felul ăsta care te cheamă pentru client sau eu știu ce alt program are el. Din păcate și în Europa sunt mulți cetățeni din Moldova care au votat pentru socioporci și hoți, zice Iurie Bursuc. Nu, Iurie Bursuc, pentru socialiști au votat mai puțin de 4% și aproape 4% au votat pentru partidul lui Plahotniuc. Și pentru ceilalți 10 candidați n-au votat decât cât acolo, 15%. 10.000 de oameni au votat pentru ceilalți 10 candidați. Ceea ce mi se pare jenant, descalificant. Chiar așa n-au vrut alternative, chiar așa n-au vrut oamenii luminați de peste hotare să încurajeze politicieni de tip nou. Au votat în disperare pe Maia Sandu cu 80%. Moldova asta va ajunge fără de oameni și undeva suntem noi vinovați. Vasile Tătaru, nu-ți face griji, o să aducă oameni din Laos, din Afganistan, din Africa, din America Latină. Acum globalizarea nu o să mai lase loc nepopulat, mai ales dacă e destul de civilizat, e destul de curat, pământul e mănos, e destul de cald. O să vină oameni din lumea întreagă și nu se trăiește foarte rău aici, comparat cu alte zone subdezvoltate, aici se trăiește chiar bine. Deci nu va rămâne Moldova nepopulată, stați liniștiți, puteți să nu vă mulțiți. Populația planetei a trecut de 7,5 miliarde, deci are de unde să vină populație, de unde vrei. Fac oamenii glume acolo în comentarii, dar nu o să le citesc. Părerea mea este că trebuie să fie numai două partide și atunci o să fie altfel. Dar așa fiecare își face partid și trage la turta lui. Zice Guțu Victor, dar taman mai devreme cineva îmi zicea, Oleg, dar de ce nu faci și tu un partid, o mișcare? Da, băi, dacă sunt puține, 48, aproape 50 de partide înregistrate, să mai fac și eu unul, da? Și eu cu buget zero, cu bicicleta, de unde, cum? Să întreține un grup de inițiativă care timp de o lună să strângă 4.000 de semnături cu date tăi din buletin din 21 de raioane. E absolut ireal. Dar astea sunt condițiile ca să înregistrezi un partid în Republica Moldova. În România e mai simplu. Poți să înregistrezi 3 oameni, înregistrezi un partid. Și ce te ajută dacă nu poți candida la alegeri decât dacă aduni 200.000 de semnături? O altă aberație. Poți înregistra ușor partidul, dar după aceea nu poți candida. Deci ori România, ori Republica Moldova sunt două state mafiotizate. Mai vede cineva comentariile mele? Da, Nicușor Savin, eu le văd.
câți bani ai la tine, de bani. Băi, Mătușoi, Alexandru Mătușoi, numai de glume de cartier, de clasa 5-a te ție. Eu zic să fii mai serios. I-am dat șansă lui Andrei Libeulua, oho, ce nume, și lui Vasile Sinigur, să vedem Iura Josu, dacă poate, după care îi dau șansă lui Ion Bejan. N-ai înțeles nimic, se înjură oamenii între ei. Dodon este criticat de Kremlin, tot ăsta este un show. Ca să fie cât mai multă ceață, oamenii nimic nu o să înțeleagă din ce se întâmplă. Lui Plahotniuc nu ia face unire cu Uniunea Europeană. El vrea să moștenească Moldova. Lui Putin îi convenabil principalul Moldova să stea pe loc. Ce părere? Până seara. Noroc, noroc. Sfârșit am reușit și eu să intru în direct. Mai la alții. Tu intrați atunci primul când s-a întrerupt? Da, da, da. Eu chiar o leg mai la altă seară să vorbi tot de falsificarea buletinelor, una, alta, dar cred că nu-i problema într-astea. Nu s-au falsificat, de exemplu, nu maximum vreo 5-6%. Noi am ales asta. Eu, de exemplu, când am văzut dimineața când m-am trezit și am văzut rezultatele alegerilor, a fost un șoc serios. Nu trebuie să dăm noi vina pe nimeni. Asta noi am ales ceea ce am avut. Și asta e. Și păcat, păcat că parcă lumea se dezgheață cât de cât începe a mai gândi, dar rezultatul e tot același. Și dăm noi vina că falsificat, că una alta, dar păcat, deci, într-adevăr. Deci câte o leacă s-o... Câte o leacă s-au falsificat în ziua alegerilor, câte o leacă s-au făcut manipulare până atunci, s-au folosit resursele administrative. Da, dar au fost rezultate dar... foarte, foarte mari. Exact, exact. Deci... Asta e, asta e o problemă. Avem ce care... merităm. Da, corect. Mai să-ți vorbi de aur. Într-adevăr. Că... Bine, vă spun o seară bună, numai bine și... Sperăm, poate, cu timpul cât de cât ne-o mai dezgheța și noi, cât de cât. Să învățăm măcar din propriile, măcar din propriile greșeli să învățăm. Da. Mersi mult, o seară duce... bună, sănătate. Dacă nu ne duce capul să învățăm din greșelile altora, măcar dintre ale noastre să învățăm. Hai și un Bejan să vedem dacă poate. Ivan Adam, ce s-a hotărât cu femeia aceea cu ghiocei din fața oficiului poștal? Ce i s-a aplicat? Poliția a propus o amendă de 1500 de lei, ci că e cea mai mică, dar amenda o poate aplica Inspectoratul Ecologic de Stat. Ei au calitate de agent constatator în contravenții din articolul 140, distrugerea plantelor rare protejate de stat. Și deci, dosarul, procesul cel verbal va fi trimis la Inspectoratul Ecologic de Stat, după care probabil va ajunge în instanța de judecată și probabil eu voi fi citat ca martor, unde voi duce poate și înregistrarea video cu dovadă că avea o grămadă de ghiocei și după aceea i-a ascuns și a rămas foarte puțin. Dar oricum acest video e probă că poliția noastră acționează cam amatoricește, cam ineficient și nici măcar n-a reușit să... sau nu, a oprit până la urmă contravenția la insistențele mele și n-a mai vândut. M-am întors peste un sfert de oră și nu mai avea afișat ghiocei. Dar nu i-a confiscat marfa. Na, nu cred că trebuia să o oprească să mai vândă în stradă, pentru că ea mai departe ce vindea, vindea cumva legal, autorizat. Dar cu ghiocei cred că trebuia să fie confiscați și numărați. Să vadă mărimea pagubei. Deci i-au dat pedeapsa minimă când eu am insistat că i-a vândut și săptămâna trecută. Bun, da, o să, sper că o să fie de învățătură, madame Celia. Alo. Salut, Oleg. Noroc. Eu am scris mai devreme, ți-am dat întrebarea de ce nu faci o mișcare și... Și ai auzit răspunsul.
Mă gândeam eu, cred că o soluție oricum ar putea fi eventual care să se poată măcar cel puțin promova pe rețelele de socializare sau să-ți deschizi un, mă rog, pe internet ceva care să, un, ca să se poată abona anumiți simpatizanți. Eu am înțeles ideea ta, s-aude foarte proști, de ce o să te întrerup. Și pentru că s-aude foarte prost, sper că nu te supăr și o să încerc să răspund. Nu mă interesează să adun bani cu idei politice, cum face Sergiu Mocanu și are o grămadă de patroni pe Patreon. Și el cumva aproape deschis spune că din banii ăștia își va întreține mișcarea, când e interzis prin lege să finanțezi partide, mai ales în campanie electorală, cu bani de peste hotare. Ați înțeles de ce nu fac alt partid și altă mișcare, pentru că sunt destule, dar cu cele existente, parcă aș găsi afinități ideologice cu unele să mă afiliez, mai ales cu Partidul Verzilor, dar nu am cum, pentru că și ei, și mișcarea antimafie, și iată astea două partide din blocul acum, toți se declară de dreapta, dar eu n-am nicio treabă cu dreapta conservatoare, eu sunt mai degrabă liberal, progresist sau chiar de stânga, n-am treabă cu dreapta. Și de ce rămân deocamdată independent și pledez pentru drepturile omului, diversitate, supremația legii și stat de drept? Și ei tot parcă promovează chestia asta. Dar când se ajunge la diversitate, când se ajunge la laicitate, la secularism, e, nu, cu Bojica, cu Doamne ajută, că pupăm mâna popii și aici gata ne despărțim. Sau când ajungem la drepturile migranților, la drepturile omului și aici gata, ne despărțim. Nu se găsește loc pentru astfel de doctrine, pe drepturile femeii sau minorități sexuale. Nu se găsesc astfel de idei, astfel de principii în programele partidelor. Deci nu prea am cu cine să colaborez și n-am cu cine să fac o mișcare, un partid nou. Nici aici, nici în România. Bine, acolo în România sunt mai multe partide progresiste, chiar dacă și ele se declară cumva de centru dreapta, dar sunt deschise pentru diversitate și pentru drepturile omului, dar acolo e totuși Uniunea Europeană de 11 ani deja. E alt mediu politic și acolo am cu cine să colaborez. Dar dacă și vrea cineva să mă susțină și îi se pare foarte bun activismul ăsta meu, tot așa, ca și Sergiu Mocanu, am un cont de Patreon și am cât? 12 patroni am acum? Da, am 12 patroni care contribuie la bugetul meu cu vreo 90 de dolari pe lună. Ceea ce e mult. Și vă spuneam că au crescut încasările mele din publicitate de pe YouTube. Deci dacă mă ajutați cu abonare, cu like, cu share la canalul meu sau la videourile mele de pe YouTube și de aici de pe Facebook, m-a ajutat și crește comunitatea mea și de pe Facebook și de pe YouTube și de pe alte rețele sociale, de pe Twitter, de pe Contacte, de pe blogul meu, de pe Curaj TV. Și în felul ăsta ajutați. Ajutați să existe părerea mea, comunitatea din care fac parte, Hyde Park, Curaj TV. Și vreodată poate o să ajungem să prindem și contur politic, să ne băgăm în vreo formațiune care să fie deschisă spre ideile noastre și pe felul nostru de a face dreptate, sau să schimbe cadrul legal și să ne permitem să facem și un partid politic, o mișcare care să spere să ia mandate, să ajungă în Parlament sau la guvernare. Dar deocamdată nu e cazul. Mai citesc comentarii pentru că văd că deocamdată
alți doritori, ba da, Vasile Kosolovski vrea să încerce să intre în dialog. Tot el a zis că e camionagiu. Și dacă ești camionagiu, poate intri acolo și o să ne spui ce fel de program trebuie să pornești, că n-am înțeles. Ideea e bună, dar tot o să trimit pentru comunale și mâncare. Era ideea lui Valeriu ca să nu trimită bani. Da, dar minim necesar să nu trimiți mai mult de atât. Văd că mai sunt dintre cei care au participat în discuție, mai sunt în așteptare. Poate au trimis două cereri și n-au intrat decât o dată. Se pare că a coaliza cu cineva înainte de alegeri înseamnă să intre efectiv într-un partid. Pentru Moldova, nu știu, dar poate pentru România găsești să intri undeva. Nu ca să te supui unui șef, dar să activați împreună pe baza cauzelor comune. Ce părere ai despre Demos, un partid nou din România? Îmi place și de Demos, și de USR, și de Plus. Deci, da, e foarte posibil să colaborez cu ei pentru alegerile parlamentare din România. Alo. Sau pentru alegerile locale din România. Vorbiți? Sunteți în direct cu mine. Kosolovski sau cine acolo a încercat? Dacă nu vorbești, închid și dau voie altora. Cred că a uitat omul că a vrut să intre cu mine în dialog și acum e surprins. Nu, iată, Vasile Kosolovski e în așteptare. Sunt trei în așteptare, le dau la toți o șansă. Dacă nu vor să vorbească, îi dăm pe alții. Salut! Dă-te rog numărul tău de telefon, vreau un ajutor de la tine. Alexandru Mihailov, dar de ce nu-mi scrii pe Facebook? Când îi văd pe oameni, dă-te rog un telefon și îmi scrie asta pe Facebook. Ori o cale de comunicare mai bună ca Facebook-ul, de ce ar fi telefonul? Nu-ți dau numărul de telefon, mai ales că numărul meu de telefon e pe Google. Cauți telefonul Leg Brega și îl găsești. E bine de făcut un guvern de umbră chiar acum, din martie. Da, Larisa Munteanu, că e așa de simplu. Da, eu cu dumneata putem să declarăm că suntem guvernul de umbră, dumneata la Iași și eu de la București, dar cine o să-l ia în considerație un așa guvern? Trebuie făcut o chestie serioasă. În doi peri putem oricând să-l facem de pe 1 martie, nici nu trebuie să așteptăm 31 martie. În Italia câte voturi ai avut? Nu știu. Mi-au raportat din secția cu tare, din secția cu tare, că eram al doilea, că eram al treilea, dar nu știu câte voturi am avut nici în Italia, nici în Franța, nici în România, pentru că nu s-au făcut publice încă rezultatele votării. Așteptăm. Ceva încă mai împart, încă mai măsluiesc ei acolo. Las că au adus din Transnistria cu autobusurile. Da, dar n-au votat pe circunscripție 50 din Transnistria. Au votat în circunscripțiile 47 și 48. Oleg, cum s-a votat în Italia? Divers. Ați văzut că a ieșit al doilea socialistul. Probabil și cu voturile celor din Italia. Salut, dar în Bruxelles ai avut voturi? Mod sigur am avut, dar nu știu câte. E bine de făcut guvernul din umbră acum din martie, insistă Larisa. Bine, bine. Hai să vedem cine mai vrea să intre în dialog. Vasile și cu Andrei. Hai, unul dintre ei. Vasile Sinigur zice, Dodon, Iuda, frate cu Iura Roșca și Andrei Năstase. Ce părere ai de cazul Gheorghe Petic? Simeon Frinea, cred că e un dosar politic, fabricat. Chiar dacă a făcut Gheorghe Petic ceva, nu așa se judecă. La fel, nu cred că așa trebuia judecat dosarul lui Filat sau al lui Platon sau dosarul celor 7 din lotul Petrencu, care și azi au avut un proces la Curtea de Apel. Și nici măcar nu i-au prevenit că vor fi azi dezbateri judiciare, trebuia să mai audieze niște martiri, nu știu ce, și oamenii s-au dus nepregătiți. Când au văzut că încep dezbateri judiciare, au zis că nu suntem de acord, recuzăm instanța. Și se pare că le-a respins recuzarea și degrabă va fi pronunțarea sentinței. Unul dintre ei deja e fugar în Germania, chiar Grigore Petrencu, fostul deputat comunist. Și cred că astea toate sunt dosare politice
Au stat oamenii jumătate de an pentru un protest absolut pașnic cu înscrisul acela din rechizitoriu. Aveau prea multe lacăte la ei. Păi, dar pot să am și 100 de lacte cu mine și lanțuri dacă mă duc la protest. Ce, asta e ilegal? Absolut penibil. Andrei Năstase și doamna Maia Sandu, niște lideri ai poporului, ei luptă pentru Moldova în aceste momente antidemocratice. Da? Cum luptă? Că i-am văzut mai devreme, erau la cabinetul din umbră, stăteau și dădeau din cap și erau de acord cu ce spunea Val Butnaru. Ok. Și de ce ați votat numai 26? Le-ați dat numai 26 de mandate din Parlament dacă sunt lideri ai poporului? Ce bate capul Allah Akbar acela? S-au falsificat voturile, că în cea mai ultimă țară s-au adus cu autobuzele și s-au cumpărat voturi. Ion Anton. S-au adus cu autobuzele și s-au votat în două circunscripții din Transnistria, în care alegerile s-ar putea să fie anulate. Dar dincoace, la Chișinău, la Voi, la Urhei, la Sângerei, la Telenești. Cine a venit din Transnistria? De unde a venit? Extraterestri au fost și au votat. Dar de cine ați ieșit la vot decât jumătate din populație? Ați stat în casă, că era glod. Nu mai dați vina pe străini. Și acela nu e Allah Akbar, dar acela e un cetățean, e un omulean ca tine care și-a lăsat o barbă. Ce cu prejudecata asta? Ăă, dacă are barbă, și eu am barbă. Și ce, să Iisus Hristos, să-s popă, să călugăr, să Allah Akbar? Nu, sunt un bărbat cu barbă. Și dacă ar fi și o femeie cu barbă, tot îi fii sănătoasă. Gândiți primitiv și vă mirați după aceea că aveți rezultatele gândirii nesatisfăcătoare. Va fi și bine, poate, peste vreo 100 de ani, când toată generația asta obsedată după Ștefan cel Mare, țarul Nicolae Putin, va dispărea și se va construi o generație cu creiere limpede. Tudor Sârghi, eu de multe ori zic, nu de la trecerea anilor se schimbă calitatea vieții și mentalitatea, ci de la fierbere socială, de la fricțiuni sociale, de la dezbateri politice, de la luptă pentru drepturi. În America nu de la 100 de ani de la războiul de independență s-au schimbat lucrurile și au devenit bune, ci de la faptul că au ieșit mișcări populare, au ieșit mișcări politice, au fost lideri de tot felul. La fel și în Europa și în altă lume. Nu peste 100 de ani, poate și peste 10 ani o să schimbe lucrurile. Dacă o să ne implicăm mai mult, dacă o să ne luăm soarta în mâini, dacă o să ne piese mai multora. Dacă o să așteptăm să treacă 100 de ani, o să treacă 100 de ani și nu o să schimbe nimic. Oleg, dacă se vinde pe stradă ghiocei, e plăcut pentru oameni sau nu trebuie să ocupe cu vânzări lor dacă poți să pui în casă pe degeaba? Victor Cojucar, n-am înțeles gramatica ta, dar ideea parcă e clară. Chiar dacă îi crește acasă ghioceii, nu știu de unde i-ai luat, probabil i-ai furat din pădure și deci deja cândva odată ai încălcat legea, dar acum n-ai voie să-i vinzi. Sunt plante rare protejate de stat și e ilegal să-i vinzi, să-i distrugi. Așa scrie articolul 140 din Codul Contravențional. N-am apucat să-l citesc, dar azi am fost martor, am semnat un proces verbal prin care s-a propus amendaie femeii celeia care vindea ghiocei cu 1500 de lei, ci că amenda minimă. Eu nu vă doresc să fiți amendați cu 1500 de lei pentru distrugere de ghiocei. Că i-am luat de acasă, de pe beci sau că i-am luat din marginea pădurii. Atenție, Oleg. Băi, Alexandru Mătușoiu, să te blochez acuși că mi-apare numai cu comentarii din astea aberante. De grabă nu ajungi tu în Parlament, alege. Păi nu, că nici nu o să avem de grabă alegeri parlamentare. Deja tot mai puține șanse să existe alegeri anticipate sau alegeri noi. Cel mai probabil mafia se va învârti cumva și va continua să guverneze. Deci, pentru că de grabă nu vor fi alegeri, nu voi ajunge în Parlament. Dar când vor mai fi alegeri, o să am din nou șanse să ajung în Parlament pentru că o să candidez. Partidul politic Curaj, zice Constantin Vrabi. Da, îmi place cum sună. Mănâncă copanii, auzi la asta, dar ce vrei să mănânce? Bă, ce discuție între voi. Nu le da telefonul că te iradiază. Plahotniuc șor, cât să-ți iei?
Yuri Șavga întreabă. Ia să văd dacă nu mai vrea cineva să intre. Hai să-i dăm o șansă și lui Vasile Kosolovski să intre dacă reușește. Dacă nu, nu. Puțin, nu-i așa? Sunt Șor Plahotniuc. Decât să ne plângem că am obținut scor urât la alegeri, mai bine să numărăm câți dintre noi îi susțin pe ei, câți oameni au vizitat concertele lor, au bătut din palme și s-au bucurat. Oare pot acești oameni măcar să recunoască că au greșit? Nu-i tolerați, nu-i slujiți și deja vom avea succes. Da, dar nu cred că trebuie să ne supărăm pe oamenii care, din ignoranță sau din interes, i-au votat și au dansat la concertele lor. Trebuie să ne gândim cum să-i educăm pe oamenii ăștia ca să înțeleagă că e sinistru, că e sinucigaș să iei 400 de lei și să voteze orice, oriunde. Dar nu să-i urâm, nu să-i disprețuim. Cu atât mai mult să nu-i plesnim sau să-i hărțuim. Trebuie să încercăm să îi înțelegem și să-i facem pe ei să înțeleagă nedumerirea noastră. Alții mănâncă pâine cu untură, el mănâncă numai friptane. Băi, am zis că nu o să-l citesc pe ăsta și iar n-am fost atent. Cum va fi acel guvern de umbră? Cu miniștri sau cum vor fi aleși membrii guvernului? Petru Ciobanu se poate face un regulament, se pot face idei multe. Sunt modele pe care le putem urma sau putem să inventăm modele. Nu eu stabilesc, nu eu decid, că nu-s ca cei de la Demos, de exemplu, care m-au chemat la o consultație, cum să facem să facem un partid bun de stânga și eu m-am dat cu părerea acolo și ei au zis că da, dar noi am decis așa. Pentru ce m-ați mai chemat să mă consultați? Dacă voi ați decis și cum să numească partidul și ce doctrină să aibă și cine să fie în conducere, nu mă mai consultați degeaba, e partidul vostru și ungeți-l pe pâine. Pe când aici guvernul de umbră l-am dat ca idee. Putem să-l facem cum vrem noi. Cam așa funcționează acum asociația Hyde Park pe care am constituit-o în 2003 când s-a închis emisiunea mea Hyde Park. Și atunci am mers pe un model clasic. Chiar aveam un proiect, un statut pe care îl copiasem de la Clubul Absolvenților din România și din Occident, dacă vă mai amintiți cineva, de Cairo. Și am constituit asociația Hyde Park la o întâlnire duminicală în parc. Am vrut să facem un consiliu din 5, din 7 oameni. S-au propus 11 candidați și oameni au zis, hai să nu mai votăm, să-i numim pe toți. Și am avut un consiliu de 11 oameni care niciodată n-a fost funcțional. Și a trebuit să facem adunare generală extraordinară ca să numim alt consiliu, să micșorăm numărul de consilieri ca să-l facem funcțional. Și uite așa, din fricțiuni din astea, din lupte intestine și competiții din astea și ciocniri cu probleme reale, am ajuns acum la o asociație cu 12 membri, atunci am fost peste 100 sau 88 de membri fondatori, și în care nu există consiliu, nu există președinte, vicepreședinte, asociație neformală, asociația Hyde Park, și în care nu există președinție, am zis, dar tot un fel de funcție de conducere, persoană împuternicită, am zis noi, odată pe an, câte o lună, exercită prin rotație fiecare. Deci, uite, așa formă de organizare a asociației noastre. Care altă asociație mai face chestia asta? Deocamdată suntem numai noi. Un astfel de model putem împrumuta sau inventa ceva mai progresist de atât în acel guvern de umbră, care poate să numească guvernul exilului, poate să numească putere alternativă, poate să numească oricum. Dar poate să nu se numească deloc, poate să nu se întâmple din motiv de frică, de lene, de ranchiună, de invidie și tot așa. Sunt multe motive pentru care ideea asta s-ar putea să nu treacă, să nu prindă. Dar de ce s-ar putea să fie anulate? Pentru că i-au adus cu autobuzul?
Veronica Rotaru, s-ar putea să fie anulate alegerile acolo în Transnistria, nu pentru că i-a adus cu autobuzul, pentru că e minunat că se organizează oamenii să vină la votare, dar pentru că s-a plătit pentru vot atât de mult încât s-a influențat rezultatul votului. Da? Deci dacă s-a plătit pentru vot, asta e penal, și pentru că s-a influențat rezultatul votului și deci asta nu mai e un vot legitim, liber, consimțit, pentru că s-au fotografiat buletinile, pentru că s-a raportat acolo pentru bani, ăsta nu mai e vot secret și deci acel rezultat e viciat, nu e democratic, trebuie anulat. Acum, sincer, așa de săraci suntem în Moldova, dacă spuneți că a mânca copane și a avea frigiderul plin înseamnă să fii interlop. Nu știu cine a zis asta, dar când vorbim, de exemplu, despre Merțan, BMW, Porsche Cayenne, Hyundai sau ce mașini mai sunt acolo, Lexus, foarte scump. Cum ai zis? Nici nu le știu, da. Nu, dar Lexus știu că e scumpă. Merțan, BMW, Lexus, Porsche Cayenne știu că e scumpă. Hai, nu mai râde de mine. N-am. Și nici bicicletele nu știu care sunt scumpe. Că a mea e de 150 de euro cumpărate de la Mătăsaru cu 5 ani în euro. Și pe cea de la București am moștenit-o de la Ghenade, pe care nu știu cât o cumpărat-o, dar știu că i-o cumpărat-o frate meu de la București. Oricum, nevajdă. Și am uitat și despre ce vorbeam. Despre sărăcie și bogăție. Deci dacă vorbim despre astfel de averi, dacă vorbim cu omul apare în VIP magazin că are milioane, putem să-l întrebăm pe om de unde are milioanele cele. Sau putem să-l suspectăm că în condițiile unei economii mafiotizate, el sau ea, acel om de afaceri, nu a obținut milioanele cele în mod legal. Cel mai probabil a făcut compromisuri cu mafia sau a deturnat fonduri de la stat, mai ales dacă are numai funcții publice, ca Dodon, a deținut numai funcții publice și are casă de milioane și el zice că l-a ajutat mama pentru chestia asta. Poftim! Dar de ce nu se ocupă de el CNA-ul să-l întrebe de unde sunt fondurile cele, casa de milioane? Ce salariu are mama că l-a ajutat să facă milioane? Plahotniuc n-a deținut funcții publice decât foarte recent, puține. Dar Dodon numai funcții publice a avut, de exemplu. Sau multe alte exemple. Am vorbit despre sărăcie, da? Bărbații cu barbă sunt mult mai sexy. România 50% dintre tineri poartă barbă. Și mai comod așa. Nu trebuie să te razi în fiecare zi. Eu nici nu mă mai rad de 100 de ani. Am numai un aparat de tuns și cu el dau jos mustața și pe aici un pic și rămâne asta. O mai scurtez din când în când. E minunat. Dar nu înțeleg chinul acela să te razi în fiecare zi sau de două ori pe săptămână. Aberant. Plahotniuc sper să pățească ca și dictatorul țarul Nicolae. Nu, Tudor Sârghi, eu nu-mi doresc ca Plahotniuc să pățească precum Muammar Gaddafi sau Ceaușescu și nici nu-mi doresc să pățească precum Ianucovici. Mi-aș dori să fie arestat, demonstrată vina lui în instanță de judecată și băgat la pușcărie. Și nu în penitenciarul 13 în condiții inumane și degradante, ci în penitenciarul nou, de unde acolo? La Băcioi? Sper să nu mai put acolo infernal cum pute acum. La Bubuieci, pute infernal de la stația de epurare. Sper să fie reparată și stația aceea de epurare și să fie condiții civilizate de detenție și el de acolo să ne vadă la televizor sau eu știu dacă o să aibă acces și la internet, să vadă cât de bine trăim fără el. Eu asta îmi doresc. Și lui Plahotniuc, și lui Șor, și lui Dodon, și lui Filat, și lui Ghimpu, și lui Chertoacă și celor, tuturor celor vinovați de furt, de lapidare, jaf, înșelăciune și tot așa. Ina Stârcea, nu-l mai blochez pe Alexandru Matușoiu, că acuș o să iese, e 10:30. Și poate e un copil, poate e un puș de 13 ani, sărac, care nu știe să se exprime altfel și îi se pare de glumit așa. Mă interesează fraze de genul. Mă interesează atât Demos cât și USR și Plus, sunt cel puțin problematice. Să fie oare cele trei un amalgam ideologic indistinct sau cum nu contează orientarea, faptul că au sau nu o ideologie asumată și coerentă?
Ciprian Speranța. Ba da, contează. De ce am zis că aici nu prea mă interesează să colaborez cu partide de dreapta? Pentru că eu nu am convingeri de dreapta. E bine, USR tot cumva e afiliat cu Partidul Popular European, ei tot se consideră cumva de centru-dreapta, dar au politici democratice de drepturile omului care nu au nicio problemă și nu e mare diferență între ei și Partidul Plus al lui Cioloș, de exemplu, și deocamdată nu văd nicio incompatibilitate cu Partidul Demos, care se declară radical de stânga. Deci îmi sunt simpatici și unii și alții, eu fiind un liberal. Deci mi-aș găsi locul oriunde în ele, evident cu mai multe șanse de accedere în poziții publice cu USR-ul, care deja a reușit să ajungă în Parlament, în Senat și în administrație locală, mai puțin probabil cu ăsta, bine, Plus s-ar putea să fuzioneze cu USR, pentru că USR are un nume nefericit, pe când Demosul puține șanse are să adune și 200.000 de semnături ca să poată candida la europarlamentare și după aceea mi-au părut elitiști și cam ermetici și e foarte posibil să rămână un partid de facultate, un partid de, cum se numește, SNSPA. Mă tem că nu o să iasă de acolo, chiar dacă acum prima pe lista la europarlamentare au propus-o pe o activistă de la Patarât, de la Cluj, o activistă romă. Foarte curajos, dar mă tem că nu o să poată participa la europarlamentare din cauza barierilor birocratice. Sper să ajungă vreodată USR cu Plus și cu eventual cu alții din opoziție să ajungă la guvernare, să modifice legile despre partide și vreodată un partid al meu laic, eu știu, pe care să-l fac cu alții seculariști, cu alți apărători ai drepturilor omului și ale animalelor și vegani, să poată participa la alegeri și Partidul Piraților, ceva de felul ăsta, să ia măcar un mandat, două, trei în Parlamentul României, care parlament să nu mai fie de 5-600 de membri cum e acum, ci să fie unul suplu de maxim 300 de deputați, așa cum a propus poporul când i-a consultat Băsescu. Când l-a consultat pe popor Băsescu. Urmăresc cu drag și cu speranță cum evoluează Moldova, social și politic. Din păcate, oamenii cu cinste au șanse mici de supraviețuire în politic, zice Laur Iancu. Să nu mai fim atât de sceptici. Eu cred că viitorul e a oamenilor sinceri, curajoși și incoruptibili. Vasile Kosolovski zice, cred că e vreo eroare, nu intenționez să intru în direct. Dar mi-apăreai pe lista verde, probabil apăsai butonul cela verde, dar bine, te scot din listă. Mi-apăreai pe lista celor care au apăsat butonul verde, jos acolo, lângă butonul de comentarii, like-uri și tot așa, este un buton verde. L-ai apăsat poate întâmplător și mi-apăreai în listă că vrei să participi. Îmi pare rău. Ignoranța e insuportabilă, zice Veronica Rotaru. Dacă ești atât de tolerant, respectele mele. Oh, tocmai vorbeam azi despre dezamăgiri. Foarte mulți erau dezamăgiți, că apăream acolo cu drapelul curcubeu. Cum așa? Tu ce? Ia aperi pe șia. Da, băi, ia aperi și pe șia. Pe toți îi apăr. Apăr drepturile omului. Slavic cu Veronica Merlan. Care vor să vorbească cu Oleg Brega, lasă cei din partea dreptății să fie aici, dar să nu criticați, măcar omul ăsta spune ce e adevărat, dar nu vorbește de părjoale sau de altceva, pentru că pe el nu-l susține nimeni și e greu în așa situație când te zbați pentru dreptate și mai ales singur. Bravo lui, care curaj în așa țară, corupție și mafia, nu-i mafia italiană pe primul loc, dar e primul loc mafia moldovenească. Slavic cu Veronica, v-ați exprimat pătimaș, interesant, pe mine m-ați convins. Plahotniuc vrea să transforme Moldova în monarhie. Tudor Sârghi, asta suspectez și eu și mă tem să nu vrea mandat de baron pe viață. Să fie baronul Plahotniuc
rege al Daciei de Est între Prut și Nistru, sau să se unească cu Dacia de Vest al lui Dragnea și să fie, cum să fie, conducere bicefală baronul Dragnea cu baronul Plahotniuc să conducă acest mafia stan. Oleg, acela din Caucazia a câștigat și mulțimea din Cacazia, Cacauzia, a câștigat și mulțimea lui Dodon. Măi, cei din Găgăuzia nu au votat în circumscripția 50, de exemplu. Cum a putut să ia candidatul socialiștilor aproape 4%? Cum a putut să ia candidata mafiei aproape 4%? Și de ce a trebuit să ia Maia Sandu 80% disperațelor? Ce, ați crezut că nu intră în Parlament? Domnule Breg, apreciez ceea ce faceți, dar de când vă cunosc, permanent ați fost condus de entuziasmul față de politică, față de nedreptățile din țară, jocurile politice, etc. Văzând că toate aceste lucruri se repetă iar și iar și pe zi ce trece tot mai rău în această țară, este o expresie în rusă. Що вам и движет? Băi, eu mănânc, chiar dacă sunt vegan, dar mănânc. Fasole, hrișcă. Și asta conține energie. Deci iată cu energia asta. Merg și donez sânge, pedalez pe bicicletă, merg la proteste, mă judec. Вот что мной движет. Bun răspuns. Științific. Bazat. Жернишор. Жернишор. Și жернишор am mâncat. N-am mâncat жернишор. Cu animale și ne pare rău de ele. A, am limbriși. Da, am limbriși. Da, ia ca și mă mișcă. Limbriși am. Știi că ai talent de povestitor, un creang al zilelor noastre, aș zice chiar, Petru Sârghe. Nu chiar, doar 90 de oameni se mai uită la mine în clipa asta. Oleg Brega, tu ești sărac, faptul că ești slab mă face să mă gândesc că nu prea ai ce să mănânci. Ba da, băi, mănânc de 3 ori pe zi și mănânc mult, dar râs energic, alerg, zbur, pedalez, mai îmbluș cu trotineta și... Mă enervez și de asta nu pun pe mine. Ești nervos. Ești nervos, da, da. Dar nu mănânc unghiile. Și azi am muncit fizic în grădină și mâine o să merg la țară, iarăși o să muncesc fizic. Și asta nu te lasă să te îngrași. Plaha nu are unde fugi, de asta el se ține de putere. Voie și nevoie. Vadim Iosif, crezi că n-are unde fugi? N-are el vilă pe malul lacului Geneva? Nu are fiul acolo cu mașină de 1 milion? Pf, câte cetățenii are el? Și rusească, și românească. Ați auzit că îl cheamă Vladul Linice în România. Și nu i s-a făcut dosar penal pentru schimbare de identitate ilegală și alte chestii. Înseamnă că îs complici cei de la București. De ce să avansăm? De ce să învățăm istoria României? Că noi avem să învățăm istoria Moldaviei și a Rusiei. Bine, mai. Eu ți-am zis că e imposibil în Moldova să câștige. Multă prostime și nu ai cu cine. Cei deștepți au părăsit țara. Alin Biju. Eu am încercat. Măcar am avut eu pentru cine să votez. Și sunt împăcat cu asta. De unde ești acum că nu apar la TV în Moldova? Sunt de vreo 2 ani la București și chiar apăream de la București la TV în Moldova. Am avut o emisiune vreo 3 luni. O făceam din apartamentul, din drumul taberei. Dar s-a închis macaroana și gata. Nu prea apar la televizor pentru că nu prea le place lor ce spun eu la televizor. Și televiziunile sunt cam toate controlate de mafii. Dar pe Curaj TV, credeți-mă, apar cam în fiecare zi. Curaj.tv. Indiferent de unde sunt, când ajung în Portugalia, filmez și pun pe Curaj TV. Când ajung în Italia, de la Roma, am filmat și am pus pe Curaj TV. Am aventuri pedalate la Roma. Căutați pe Curaj TV.
dacă se unește Moldova cu țara României, e țară europeană, apoi trebuie să facă pe lege că în Europa trebuie de închis în pușcărie toți cei de la conducere, așa că noi suntem blocați aici pe mult timp. Mm-hmm. Ce mai citesc? Aici mai sunt comentarii. Bine, cel târziu la ora 11 o să închid, să nu vă supărați. Uneori părerea e în mâna păcătosului. Puterea e în mâna păcătosului. Lidia Drăguță, ce ai în vedere păcătos? Cine e păcătos? Eu nu cred în păcat. Eu sunt ateu. Nu cred nici în Dumnezeu, nici în dracu, nici în păcat. Eu cred în puterea legii, în puterea oamenilor, în puterea curajului. Și puterea noastră e cam tot timpul în mâinile noastre. Contează numai să vrem să ne asumăm, să ne luăm soarta în mâini și să o ducem. Dacă nu, plutim așa ca frunza pe apă. Degeaba te chinui, domnul Bregă, că aici te aștepți și mort poți să fii în casă. Păi bună ziua, toți o să murim într-o zi, în casă, pe drum, la pescuit. Nimeni nu trăiește veșnic, nici Plahotniuc. 4 ani iarăși vom fi conduși de impostori. Da, Tudor Sârghi, dar știi că putem 4 ani să luptăm ca măcar după aceea să avem altceva? Putem să-i dăm judecată, putem să facem proteste, putem să scriem petiții. Multe putem să facem. Nu să așteptăm următoarele alegeri. Pentru că avem o grămadă de puteri prin lege. Putem să facem grevă, să nu mai contribuim cu munca noastră la întreținerea economiei și ei, neavând bani, vor falimenta. Vor trebui să închidă vistieria statului, că nu o să aibă de unde să ia bani. Dacă facem grevă generală. Roman Guban. O trebuit la Sângerei să te balotez. Băi, eu nu mă balotez nicăieri. Eu am vrut să candidez. Acceptam dacă îmi propunea blocul acum să candidez la Sângerei. Și ei, că m-au pus în concurs cu Oazul Nantoi și au zis că el e mai bun decât mine. Dar de ce e mai bun el decât mine? Că el doar a fost deputat PD și a renunțat la mandat. Acum ce o să fie mai bun? Și el n-are nicio treabă cu Sângerei. Dar eu sunt născut acolo și mă știi jumătate de raion și restul țării. Deci el l-au preferat pe el acolo și a ieșit al treilea, a luat 15%. Deci el l-au preferat pe el acolo? Mi-e greu să înțeleg. Probabil nu au vrut să câștige circumscripția. Și a câștigat un democrat, primarul Sângereiului, care a făcut numai căcaturi până acum. Eu am încercat, am vrut. Nu-i prost Plahotniuc să se unească cu Dragnea și să împartă teritoriile. De ce? Dragnea are o grămadă de teritorii. Plahotniuc are doar câteva raioane ca nisporenii. De ce nu candidez la prezidențiale în România? O să candidez. Știi câte semnături trebuie să candidez ca independent? Acum pentru parlamentari, pentru europarlamentari, trebuie 100.000 de semnături pentru independent. Nu e aberant. Cine poate să treacă pragul ăsta? În ce condiții trebuie să aduni sutele cele mii de semnături? Dragnea o să meargă la pușcărie, nu mai are timp să se unească cu nimeni. Să visăm. Poate la locale vei avea succes. Poate, Vasile Gușan, o să încerc și la locale. Și aici, în România. Oleg, dar cine este fata cu tine acolo? Cheamă să o vedem și noi la cameră. V-am zis că ăsta e un copil, Alexandros. E un copil, eu vreau să vadă cine-i fața cu mine acolo. Noi vorbim aici despre fete sau despre politică. Vă urmăresc din Italia succese mari în viitor. Cu $1,000,000 poți cumpăra cetățenie americană. Nu vă faceți griji, are unde să evaporeze în caz când va risca să fie arestat Plahotniuc. Exact. Un om simplu, pe dreptate, care face, spune, dă cu piciorul, dar la bucătaș corupție s-a ascultat și nu reușesc să citesc așa gânduri. Ce înseamnă să te balotezi? Exact, întreabă oamenii care nu știu slang-ul basarabienilor, te balotezi. Te faci baloturi, asta înseamnă să te balotezi. Dar eu nu mă fac baloturi, eu candidez.
Asta, nu, asta e o calchiere din rusă. Rușii zic balotiră, vața, când vrei să candidezi, te balotezi rusește. Pânti balonez, da. La caca noi zicem balot. Unde, în ce limbă ziceți voi la caca balot? Oameni buni, s-au terminat comentariile, mai multe nu o să mai citesc, puteți să nu scrieți și nici doritori de a intra cu mine în dialog nu sunt din cei care să fie apăsat butonul verde. De aceea mă gândesc să închid aici, chiar dacă încă nu s-a făcut ora 23. O să mai intru și în zilele următoare, fie de aici, fie de la Pepeni, fie de la București, pe unde o să ajung. Deja în luna martie voi fi acolo, în drumul taberei. Ținem legătura, mai comentăm realitățile politice din Moldova și din România. Vom vorbi despre tot ce ne interesează, pentru că suntem cetățenii ai planetei și ne pasă de felul cum se întâmplă lucrurile în jur. Dacă sunteți mulți dintre cei care vă arătați dezamăgire de discursul meu, de exprimare sau de faptele mele, să știți că și eu am fost destul de dezamăgit acum după alegerile astea, dar sper că o să-mi treacă. Înseamnă că am avut așteptări prea mari și nejustificate. La fel e și cu voi, dacă vreți să nu aveți dezamăgiri mari și multe, e bine să aveți așteptări moderate, modeste. Alexandru se recunoaște că are doar 15 ani și că n-ar trebui să mă supăr pe el. Ai văzut că nu m-am supărat și nu te-am blocat, ți-am intrat în situație și te-am înțeles. Mulțumesc tuturor pentru participare. Ajutați-mă, v-am zis, cu un like, cu un share, cu un comentariu, ca să afle mai multă lume despre activitatea mea, ca să nu dramatizez, să zic despre existența mea sau despre lupta mea, că nu e o luptă, e un fel de a fi, de a mă exprima, de a mă manifesta ca cetățean. Vă îndemn și pe voi să faceți ca mine sau poate chiar mai bine decât mine, sunt sigur că e loc și pentru asta.